Vă salut! Bine ați revenit la un nou clip pe canal. Asta este motopompa de 2,5 cai de la OMAC cu ieșire pe un țol. Este modelul MP2500 un țol și mai este o versiune pe 1,5 țoli același MP2500. Deci este un motor mic de 2,5 cai. Ați văzut-o pe canal și într-o prezentare, ați văzut că o folosesc în livadă. Am băgat și prin grădină pe la legume apă, ajută mult ieșirea mai mică pe un țol, e mai ușor de transportat furtunul, eu am folosit furtun de 100 de metri lungime cu ea. Acum o să vedeți cât de ușor se întreține această motopompă. O să-i scot ulei, o să verificăm filtrul de aer, o să-i bag ulei nou, OMAC Champion Pro, motoare în 4 timpi, ulei 10W30. O să tai din furtunul ăsta de absorție, aici am vreo 10-11 metri, dar pentru ce o să am eu nevoie să trag apa din bazin, pentru că la noi căminul apometrului se umple mereu cu apă când plouă, acum nu e plin, dar a luat deja apă, o să tai o bucată din furtunul ăsta și o să-mi fac special pentru acel cămin de apometru. Aici sunt accesorii care se pot comanda separat, un sorb, o mufă, un fitting pentru furtun. Deci eu mi le-am luat separat, mi le-am luat mai demult, le puteți comanda tot de la OMAC, pentru că mie îmi place să am un furtun pentru ce am nevoie acum, să zicem, furtunul de absorție normal o să rămână pentru activitățile grele de 7-8 metri, va avea sorbul lui. Deci nu voi sta mereu să scot sorbul, să scot mufa și așa mai departe. O să am pe fiecare furtun din ăsta instalat ce trebuie. Când am nevoie, am conectat și am pornit și am dat drumul la treabă. Uleiul va fi foarte simplu de scos. O să-l vărs într-o tăviță din asta pentru că nu voi folosi nici pompă de recuperare. Nu voi desface nici acest bușon, dar o să vă arăt imediat. O să pun mai aproape camera. O să-l scot pe la bușonul pe unde băgăm ulei, prin răsturnarea utilajului, benzină nu am în el, aveți grijă, nu e în rezervor, dacă vreți să faceți această operațiune, verificați să nu aveți benzină să vă curgă când îl răsturnați. O să schimb puțin cadrul să vedeți mai de aproape cât de simplu este. Haideți să vă arăt să vedeți mai bine, o să dau puțin tăvița asta. Deci motorul are bușon de golirea uleiului aici. Dar mie nu-mi place să murdăresc acest suport. La toate utilajele mă feresc să curgă ulei pe ele și voi scoate uleiul pe aici. Răsturn utilajul, nu l-am pornit înainte, nu l-am încălzit. Ar fi bine să nu faceți asta pentru că motopompa nu e bine să meargă în gol. Chiar dacă băgați apă în ea, poate o aruncă, rămâne nivelul mic și stricați presetupa la pompă, așa că mai bine desfac răsturn fără să mai încălzesc utilajul. O să vedeți acum cât de simplu este. Cantitatea de ulei este foarte mică, utilajul nu este greu, are vreo 13 kg, cred. Deci verificați să nu aveți benzină și apă în pompă. Să nu curgă când răsturnați pompa. O să încerc să mă dau așa, am curs un pic deja, să vedeți cât mai bine. Ia uitați. Deci vedeți cât de simplu se scoate uleiul din ea. După care bag altul, nu intră mult. 0,3 litri din ce mi-aduc aminte, pentru că am și un bidon de 0,6 litri și mai am 300 de mililitri în el. Aștept puțin să se scurgă bine, după care șterg puțin. Mi-a curs un pic până am răsturnat, ca să vedeți mai bine, am făcut operațiunea încet. Gata. Asta e tot. A curs un pic aici. Bag uleiul nou. Verificăm filtrul de aer după aia și
Vedeți imediat și această operațiune. Am adus și o pâlnie. O să încerc să stau cumva așa să vedeți cât mai bine. Bag hârtie din asta să nu intre ceva insecte. Ăsta este uleiul. Asta, pâlnia asta are ăsta foarte îngust și intră foarte ușor aici. Și acum băgăm uleiul. Este un motor mic, întreținere ieftină și ușoară. Am pus motopompa într-o poziție cât mai dreaptă. Nivelul de ulei trebuie să fie aici la filet. Este. Închid aici și acum vom verifica filtrul de aer. O să vedeți că este foarte simplu. O să întorc motopompa așa spre voi. Filtrul de aer este aici. Are două. Sper că se vede. Ia să mă asigur și eu. Are două mici clapete aici. Este impecabil. Deci nu necesită niciun fel de operațiune. Este curat, curat. Verificați și pe ăsta din burete. Dacă vi se pare murdar, îl puteți spăla pe ăsta cu apă călduță și detergent. Îl uscați, îl suflați un pic cu compresorul, să zicem, și îl puneți înapoi. Filtrul este super curat. Deci aici nu necesită niciun fel de întreținere în acest moment. O să închidem aici. A făcut click. Gata. Ulei schimbat, filtru verificat. Îmi pregătesc o bucată de furtun, bag niște benzină și facem o mică probă să scot și eu apa, pentru că apometrul e scufundat în apă total. Am tăiat furtunul, mi-am făcut un 2 metri jumate. Haideți să vă arăt sorbul ăsta, are deja mufa cu care a venit motopompa. Cealaltă mufă care e cumpărată o să o pun la celălalt furtun. Dar haideți să vă arăt sorbul ăsta pe un sorb. Nu mai rețin cât au fost, dar nu sunt scumpe. Cam asta vine în... Asta e, să nu tragă mizerie, să afecteze pompa. O să bag ăsta pe furtun și după aia pun ăsta. O să-i dau cu puțin ulei pe aici, să intre mai ușor. Să-i băgăm și un colier. E mai greu după aia dacă am mufa pusă dincolo. Trebuie să facă un click ceva acum când îl forțez să intre. O să intre puțin mai greu, dar e un lucru bun că nu va ieși de aici. Da, o să-l bag eu după aia. Să nu vă mai plictisesc cu faza asta. O să încerc după aia. O să-i prind colierul și îl pun și după aia vedem motopompa la probă. Motopompa e pregătită. Am făcut și furtunul cu sorb. Am o țeavă pusă să stea mai greu. Și haideți să vedeți în acest bazin.
Acolo în apă se vedea pe metru scufundat și undeva în colț aici e o găleată băgată ca eu să bag sorbul și să se scurgă toată apa în găleată, să pot scoate cât mai multă, să nu rămână sorbul în aer. O să bag sorbul, conectez după aia furtunul la motopompă. Aici bag apă în pompă obligatoriu înainte de pornire și pe aia tragem apa afară. Am băgat și apă. Închidem pompa. O să încerc să fac sfoară. Butonul. Sper să pornească, să se amorseze și apa o dau aici pe gazon. O lăsăm așa la turație mai mică. O să încerc să iau și camera să vă arăt în bazin. Vedeți ce frumos merge. Și acum atrage și coboară nivelul, după care voi curăța și eu un pic apometru. Deja începe să ajungă la apometru. O să vedeți și găleata aia în care am eu, uite, și o broască în bazin. Sper să rămână acolo, să nu o tragă sorbul. Deci nu are turație mare pompa. A pornit imediat. Merge bine. Începe să se vadă și găleata băgată pe fund. Ca să tragă cât mai mult, se scurge tot în găleată și după aia nu rămâne pe fundul bazinului. Acum trebuie oprită. Ați văzut cât de ușor este de întreținut această motopompă. Accesorii suplimentare se găsesc, sunt ieftine, ușor de folosit și are și alte utilități, nu doar la irigat prin grădină sau ceva de genul. Deci, v-ați văzut, putem trage apa dintr-un bazin cu ea sau dintr-o situație de genul, când se inundă un beci. Deci pompa e ușor de folosit, ușoară, ai luat-o, ai plecat cu ea. Deci foarte, foarte ok. Peste iarnă eu o să-i scot benzina din rezervor. Deocamdată o mai las pentru că se anunță ploi și iară mi intră apa în bazin. Dar pe perioada de iarnă o să-i scot benzina. Aici la carburator este un șurub în lateral, nu cel de jos. Desfăcut, curge benzina în ceva și poate fi depozitată fără probleme. Până la un nou clip pe canal, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.